Într-un sistem competițional nou cu doar 3 serii și fără play-off și play-out, la sfârșitul săptămânii trecute a început ediția 2019-2020 a campionatului județean la fotbal. Formațiile din zona Mușcel au fost repartizate ca și în anii precedenți în Seria Nord, iar noutățile se numesc în această ediție de campionat Fotbal Club Corbi, CS Domnești, Inter Aninoasa, Contabilitate Stoienești și Voința Țițești. Ultimele două, Contabilitatea Stoienești, echipament MOV în aceste imagini, și Voința Țițești, s-au întâlnit duminică în meci direct pe stadionul din comuna Stoienești, la una dintre cele mai frumoase baze sportive din zonă, care, pe lângă terenul de joc, mai cuprinde un teren sintetic și un loc de joacă pentru copii. Pe teren, meciul a fost controlat de echipa mai experimentată, Voința Țițești, relocată la începutul acestei ediții de campionat din Centru 2, în timp ce Contabilitate Stoienești s-a aflat la primul meci oficial de la înființare. Chiar și așa, conduse cu 2-0, gazdele au revenit în joc după reușita din minutul 63, aducând speranțe zecilor de spectatori aflați la marginea terenului. E al tău, A fost un simplu foc de paie și asta pentru că jucătorii echipați în galben au punctat la scurt timp pentru 3-1, iar până la final au mai înscris de două ori, stabilind scorul final. Contabilitate Stoienești, Voința Țițești, 1-5. În celelalte partide s-au înregistrat următoarele rezultate. AS Dragoslavele, Cimentul Valea Mare Pravăț 4-1, FC Corbi, AS Cetățeni 3-0, AS Godeni, Unirea Bughia de Jos 4-3, după 2-3 la pauză, Petrolul Hârtiești, CS Domnești 2-2, după 2-0 la pauză, Inter Aninoasa, AS Schitu Golești 3-2 și La Masa Verde, AS Lerești, Flacăra Boteni 3-0. Meciul dintre Partizanul Vlădești și Vulturii Vulturești a fost amânat. Având cel mai bun golaveraj, Voința Țițești este primul lider din acest sezon.